în nordul Caucazului, lângă delta Volgăi și malul nordic al Mării Caspice, trăiește un popor ciudat despre care nu auzim aproape niciodată nimic în mass media. Zona respectivă a reprezentat timp de mii de ani principalul culoar de acces al migratorilor dinspre Asia spre Europa, zona fiind mărginită la nord de munții urali iar la sud de marea caspică practic această fâșie lată de câmpie de stepă era principala cale de acces între cele două continente pe acolo au trecut timp de secole și sciții dar și hunii avarii sau hoardele lui gingishan salutare și bun venit la un nou episod al canalului nostru Astăzi vom vorbi despre un popor care practic este necunoscut în România. Și totuși, Eminescu auzise despre el, pentru că îl pomenește în versurile celebrei sale doine. Cităm: De la mare la hotin, calea noastră ne ațin, și muscalii și calmucii, și nici Nistru nu i neacă, săracă țară săracă. Am încheiat citatul. Și azi, ca și pe vremea lui Eminescu, calmucii erau unul din numeroasele popoare turco-mongole supuse de Imperiul Rus. Dar cine sunt calmucii și care este povestea lor? Originea lor este una destul de recentă la scara istoriei. Începe în partea de vest a Mongoliei, zonă locuită de triburile oiraților, unul din cele mai vechi triburi mongole, cunoscute încă de pe vremea lui Gingis Khan, când sunt consemnați de istorie ca adversari ai acestuia. Înfrânți și incluși în Imperiul Marelui Cuceritor Mongol, oirații își vor recăpăta independența după destrămarea Imperiului lui Gingis Khan Și spre deosebire de alte triburi turco tatare și mongole, ei nu își vor părăsi deocamdată patria ancestrală, ci vor continua viața seminomadă din nord-vestul Chinei de azi și cam jumătate din statul Mongolia de astăzi. Dacă Mongolia ajunge spre vest, vor adopta islamul și se vor asimila supușilor lor turci, în special cu manilor, și vor da naștere popoarelor tătare din Crimea și Tatarstanul de azi, Oirații rămași în Mongolia vor adopta de-a lungul timpului budismul, în special din secolul 16-17. În jurul anului 1600, oirații trec printr-o printr serie de transformări. Mai exact, vor pune bazele unei confederații care va întemeia hanatul Giungariei. Așa se numea, este un nume ciudat, necunoscut practic. În, în opinia publică, să zic așa, românească, o istorie care nu ne aparține, care s-a întâmplat undeva la finalul Evului Mediu, dar care a avut rolul ei la scara la scala istoriei. Acest hanat al jungariei era la nordul Chinei de astăzi, înspre Cazacstan și cuprindea părți din ceea ce este astăzi sudul Siberiei. Însă fenomenul acesta de centralizare a puterii nu a fost pe placul tuturor liderilor locali, hanilor, triburilor oirate. Un astfel de han, de conducător local, era și Ko Acesta a reușit să strângă în jurul său aproximativ 200.000 de oameni cu care va pleca spre vest Ajungând în anii 1620 până la Volga. Deci, din Hanatul Jungariei, o parte a oiraților, nu pot să nu remarc similitudinea de nume între Ungaria și Jungaria, dar nu știm exact dacă și care este această legătură. În fine, închid paranteza. Deci, o parte a oiraților, conduși de Co. Orluc, ajung la 1620 în părțile Astrahanului, în, Volga, în, Delta Volgăi. Este ultimul mare val de migrație turco-mongolă spre Europa. Aici teritoriul era slab populat, dar nu pustiu. Deși nominal făcea parte din țaratul rus, zona era în fapt în mâinile triburilor seminomade ale nogailor, adică ceea ce a mai rămas la vremea respectivă din celebra hoardă de aur după ce rușii au distrus -o și au cucerit Astrahanul. De altfel, orașul Astrahan, principala capitală a zonei, să zicem așa, era singurul care găzduia pe atunci o garnizoană rusească. Restul stepei era lăsat, așa cum am spus, la dispoziția Nogailor. La vremea respectivă, rușii erau ocupați în vest cu războaiele cu polonezii și cu Imperiul Otoman, astfel că nu aveau nici timpul, nici forța necesară să se opună acestor noi veniți, acestor oirați, numiți de acum încolo calmuci, probabil de la numele lui Coorluc, deși există și alte, și alte etimologii. Ei se vor mulțumi să apeleze la vechea strategie de divide et imperat și vor folosi pe oirați, pe calmuci, împotriva vecinilor lor musulmani, deși erau de același sânge cu ei de aceeași origine turco-tatară sau turco-mongolă mai degrabă. Un secol mai târziu, lucrurile se schimbă însă dramatic. Imperiul Rus se consolidează prin politica energică a țarinei Caterina cea Mare. Cu această ocazie, Cal calmucii vor fi supuși cu forța de către puterea militară rusească, iar hanatul lor va fi abolit în anul 1721. De atunci, Calmuchia sau Kalmucia va fi o simplă provincie rusească. Dar calmucii nu vor dispărea, cum nu au dispărut nici rudele lor Nogai, tătarii sau bașchirii. Ei nu își vor abandona nici religia budistă tradițională, iar când vor avea ocazia se vor răscula împotriva rușilor, așa cum au făcut-o în anii 20 ai secolului trecut, profitând de războiul civil dintre bolșevici și rușii albi. Dar și în anii 30, în plină teroare stalinistă, pentru o scurtă perioadă își vor proclama un stat independent, care însă a fost efemer, fiind zdrobit în final de Armata Roșie. În fine, în timpul celui de-al doilea război mondial, când pentru scurt timp istoria lor s-a intersectat cu a noastră, armatele Axei, printre care se afla și armata română, ajunse în stepa Calmucă, vor găsi aici un popor dornic de eliberare de subjugul lui Stalin. Dar în final Stalin a fost mai puternic. După război, toți calmucii, la fel ca toți cecenii sau tătarii din Crimea, vor fi deportați în masă în Siberia, ca pedeapsă pentru colaborarea lor cu trupele germane și cu cele române vor reveni din Siberia în 1957 după moartea lui Stalin, iar după căderea URSS-ului, Republica Kalmucă va deveni una din Republicile Federației Ruse. Deși se bucură de autonomie, identitatea lor națională este în declin. După atâtea persecuții pe vremea URSS-ului, când limba lor a fost interzisă, astăzi, deși se bucură de autonomie, așa cum spuneam, doar o fracție dintre, dintre ei mai vorbesc limba calmucă, marea majoritate vorbind exclusiv rusă, inclusiv în familie. Un fenomen de altfel general printre toate minoritățile din Federația Rusă. Cam atât despre calmuci, singura insulă de budism, într-o mare creștină și musulmană, la granița dintre Europa și Asia. Dacă considerați că merită, nu ezitați să vă abonați pentru a ne reauzi în curând cu alte teme și alte materiale cel puțin la fel de interesante. La revedere și numai bine.